14-a zi a demonstrației din piața universității. Suntem din nou împreună. Nu mai avem, cred că, nicio șansă să ne despărțim. În piața universității, atâta vreme cât în piața universității, continuă să fie zeci de mii de oameni care demonstrează pentru a 18-a zi, consecutiv, pentru libertate și adevăr, împotriva oricăror forme de neocomunism. Acum, în piața universității, se strigă din nou libertate. Libertate. Tocmai vin de la o conferință de presă organizată de grupul de reprezentare al Alianței pentru Proclamația de la Timișoara, care, după cum sunteți informați, a fost informat și într-o corespondență de-a mea în programul politic, difuzată ceva mai înainte și probabil și în emisiunile de știri. Intră sâmbătă 12 mai la ora 17 în dialog cu domnul Ion Iliescu și cu echipa sa de negociatori. Ce se întâmplă? Așa cum ați fost informat, deci mai mulți reprezentanți ai grupului de reprezentare al Alianței pentru Proclamația de la Timișoara a propus o nouă formulă de dialog domnului Iliescu. Este posibil ca această formulă de dialog să fie acceptată. Astă seară, în Amfiteatrul Otopescu de la Universitatea din București, cei care vor participa mai toți, pentru că a lipsit Ana Blandiana, care este acum la Cluj, a fost astăzi la Cluj, este probabil încă acolo, deci toți acești oameni care vor intra în condiția acceptării acestei propuneri în dialog cu domnul Ion Iliescu sâmbătă, au acordat o conferință de presă reprezentanților presei străine și românești. Din această nouă echipă de negociatori, din partea organizațiilor independente care sprijină demonstrația din piața universității, din partea Alianței Naționale pentru Proclamația de la Timișoara, vor participa sâmbătă la negocieri următorii domni: Gabriel Andreescu, Florin Gabriel Mărculescu, George Șerban, Vasile Popovici, Doru Mihiț, Constantin Dumitrescu, care este purtătorul de cuvânt al grupului de reprezentare al Alianței pentru Proclamația de la Timișoara, și Ana Blandiana. Comunicatul este cunoscut, nu mă mai opresc asupra lui. Condițiile de negociere sunt ca și rândul trecut, ele n-au fost respectate însă marța trecută, la 8 mai, cum bine se știe, adică participarea presei de la început până la sfârșit la aceste negocieri. Prin participarea presei se înțelege, în primul rând, participarea operatorilor de film și de televiziune, inclusiv a acelora propuși de negociatorii din partea pieței, din piața pieței universității, din piața Alianței Naționale pentru Proclamația de la Timișoara. Și pentru că vorbeam de această condiție, deci participarea reprezentanților presei, să stăm de vorbă puțin cu un reprezentant al demonstranților din piața universității, care în ultimele zile s-a ocupat și se ocupă în continuare de difuzarea filmelor aici pe peretele de Facultății de Arhitectură și care vrea să ne spune mai multe lucruri despre o încercare de dialog astăzi la televiziune. Da. Întrucât de câteva zile nu mai avem videoproiectorul în piață, la intervenția guvernului a fost luat, am încercat să contactăm televiziunea pentru a ruga, în mod politicos, să fie difuzat pe postul național unul din filmele, o selecție din filmele care se dau aici în piață, să știe toată țara niște adevăruri istorice despre revoluții. Și am procedat o metodă foarte, zicem noi, elegantă, pacifistă, cu răbdare. Am mers pe la studioul electoral mai întâi să vedem dacă, cedând un spațiu electoral, este posibil. Foarte greu nu s-a putut. Aseară am mers la domnul director Emanuel Valeriu și a avut o mică surpriză. În momentul în care i-am spus despre ce este vorba, puțin cam agitat, a spus că nu are timp, că e foarte ocupat, că obosit. I-am spus, nicio problemă, când doriți dumneavoastră, atunci venim să vizionați, să vedeți despre ce e vorba. Bun, veniți mâine, adică azi, la ora 12:30, zice dânsul. Noi, e în regulă, mulțumim, la revedere. Am venit astăzi la ora fixată. Când ne-a văzut din nou, s-a agitat foarte mult. Dar de ce trebuie să veniți trei ca să fiți în majoritate, să fie în inferioritate? Și a spus, vă rogăm să ne scuzați, ne surprinde întrebarea, nu știu exact care e răspunsul, dar nu am venit să ne măsurăm. Și să vă rugăm. Ne-a justificat că e foarte ocupat și s-a enervat, fără să aibă vreun motiv, că e foarte ocupat, că trebuie să vadă procesul care se dă seara pe post, pentru că nu, el are responsabilitate să știe ce se dă pe post, apropo de procesul militar la Timișoara. Deci un fel de censorship, așa, ad hoc intitulat, l-am înțeles.
Am încercat să-l domolim, să rugăm frumos că putem veni și mâine. Nu a fost chipul, pentru că insistam, tu n-a bănuit despre ce fel de casă e vorba, că vom avea tot timpul după alegeri să dăm această casetă. După... Adică dumneavoastră vrea să-i cereți ca televiziunea română să difuzeze o casetă, nu? Despre ce casetă e vorba? Și 25 de minute relevante, niște antiteze între afirmațiile făcute în anumite momente cheie. De exemplu, în 22 decembrie 1989, în Comitetul Central cu puterea de stat, cu ce s-a mai scris prin presă, dumneavoastră știți foarte bine, deci vreo 5 asemenea afirmații, cum apără dumnealui comunismul în 22 decembrie la televiziune, cum Brucan se exprimă în fața poporului, diverse lor de poziție, 25 minute și, atențiune, și vreo 2 minute din intervenția poliției, din traficul radio al poliției, la reprimarea, asta e spre final, la reprimarea manifestanților în 24 aprilie și niște imagini cu cei bătuți. Este vorba de un montaj de 25 de minute. Părerea... Acest montaj făcut de independenți, de cameramani, care n-au nicio... de dumneavoastră, de exemplu. Acest montaj, eu nici măcar cameramanul nu sunt, știți, dar circulăm foarte multe casete. La un moment dat, văzând atâtea filme, am pus cap la cap o serie de imagini și am făcut acest montaj oarecum sintetic, zicem noi, încercăm să-l comasăm cât mai bine. Bun, să revin la discuția cu directorul televiziunii, când, nu mai spun că în câteva secunde, în câteva minute, nu chiar secunde, s-a enervat foarte tare și a trebuit să întrerup în discuția cu, ne pare foarte rău că n-am avut înțelegere, în ușe, când eram cei trei, mi-am exprimat următorul regret. Domnule director, vă rog să mă înțelegeți că îmi pare foarte rău, nu atât pentru discuția noastră, ci cât pentru suferința celor câteva zeci de mii din piață, care ar fi dorit foarte mult să aibă satisfacția vizionării pe post aceste casete, la care dânsul mi-a spus furios, poate să fie și milioane, nu mă interesează. Spuneam și în transmisia mea de aseară, între timp există o nouă înregistrare a unor convorbiri prin radio, pe care în dimineața zilei de 24 aprilie, mai mult funcționar superior din Ministerul de Interne, de care ministrul Chițac, adjunctul acestuia, generalul Moldoveanu, dar și viceprim-ministrul guvernului, domnul Gelu Vocan Voiculescu, le au unul cu celălalt. Se poate distinge foarte clar că între acești factori, cum se spunea pe vremuri sub Ceaușescu, factori responsabili de putere, există o înțelegere privind intervenția în forță în piața universității. Trecem acum la sectorul documente și informații. Avem o declarație din partea Uniunii Organizațiilor de Tineret Maghiare din România. Nu a existat în istorie dictatură care, după abolire, citesc în această declarație, să nu fi încercat revenirea la putere. Acest lucru este valabil și în cazul dictaturii comuniste, parțial înlăturată de revoluția începută în decembrie 89. Reinstaurarea dictaturii creează tensiune și temeri ce se manifestă astăzi în rândul populației, ea fiind cauza reală a manifestațiilor din ultimile săptămâni. Acum, în preajma alegerilor, printre ale căror scopuri ar fi legitimizarea unui parlament și a unui guvern capabile să asigure liniștea și calmul atât de necesare de săvârșirea revoluției, declarăm 1. Punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi o garanție pentru împiedicarea reinstaurării dictaturii comuniste, totodată pentru ca cetățenii să-și poată exprima liber opțiunile în spiritul punctului 8 al proclamației de la Timișoara, este nevoie de informarea lor obiectivă în legătură cu evenimentele din ultima perioadă. De aceea, 2. Sprijinim cererile manifestanților din București și din celelalte orașe de a aduce la cunoștință opiniei publice adevărul despre evenimentele din 12, 28-29 ianuarie, 18 februarie, 16-20 martie și 24 aprilie anul curent. Dacă guvernul care a acceptat să poarte dialog cu reprezentanții manifestanților din București va refuza să rezolve revendicările acestora, sau dacă va recurge din nou la metoda dezinformării, vom folosi alte metode pentru a exprima dorința noastră unanimă. Și aici fac o paranteză pentru... că sunt absorbit din nou de vibrația pieții, unde se strigă jos comunismul. Deși nu sunt foarte aproape acum de piață, pentru că stau puțin la o parte ca să pot citi aceste texte, aceste declarații, cred că auziți și dumneavoastră despre ce e vorba în piață. Punctul 3, deci, al declarației Uniunii Organizațiilor de Tineret Maghiare din România. Protestăm împotriva amânării nejustificate a proceselor legate direct de evenimentele din decembrie. Reluarea, respectiv începerea proceselor, este o condiție de bază a reconcilierii naționale. 4. Protestăm împotriva ilegalităților ce se comit cu ocazia campaniei electorale. Suntem de părere că vizitele în întreprinderi, monopolizarea radioului și televiziunii, folosirea avionului prezidențial în această campanie, constituie abuz de putere.
Protestăm împotriva acelei decizii judecătorești injuste care împiedică participarea în alegeri a doamnei Smaranda Enache și a domnului Kinceș Elöt. 5. Condamnăm manifestările brutale care urmăresc intimidarea alegătorilor și a candidaților la alegeri, care au culminat cu atacarea de o violență incredibilă a domnului Radu Câmpeanu. Doamna Smaranda Enache este directoarea Teatrului de Păpuși din Târgu Mureș, ați putut-o asculta într-una din emisiunile din nopțile trecute. Domnul Kinceș Elöt este avocat maghiar, avocatul episcopului Laszlo Tökös în ani mai grei sub Ceaușescu. Amândoi candidează ca independenți pentru adunarea deputaților, însă la un moment dat, la 28 aprilie, un grup de cetățeni, destul de mulți, 158, reprezentați prin alți 5, care își dau și numele și adresele din Târgu Mureș, au cerut Tribunalului Județean Târgu Mureș să le anuleze candidatura, au depus deci o contestație la acest tribunal. Unul din motivele invocate de acești domni contestatari era destabilizarea pe care atât doamna Smaranda Enache, cât și domnul Kinceș Elöt ar întruchipa-o. Având însă în vedere că Comisia Guvernamentală, însărcinată cu anchetarea cazului gravelor incidente din martie de la Târgu Mureș, încă nu și-a făcut publice concluziile, nu pot fi trase concluzii dintr-o vinovăție care încă n-a fost stabilită de către un organism de anchetă legitim. Cu toate acestea, Tribunalul Județean Târgu Mureș a acceptat contestația în mod vădit ilegal. Această hotărâre a Tribunalului Județean este definitivă și în felul acesta, prin abuz, doamna Smaranda Enache și domnul Kinceș Elöt au fost excluși din campania electorală. Vom mai reveni asupra acestor cazuri. Avem un comunicat deosebit de important din Brașov. Acest comunicat a fost difuzat astăzi de către Asociația 15 Noiembrie din Brașov, care îi cuprinde pe mulți dintre participanții la revolta, la prima formă de revoluție, de fapt, anticomunistă și antitotalitară, de la Brașov, din 15 noiembrie 1987. Iată comunicatul revoluționarilor din 15 noiembrie 87. Revoluționarii de la 15 noiembrie 1987 Brașov lansează un apel către toți cetățenii României. La 15 noiembrie 1987, odată cu manifestația muncitorilor de la Brașov, s-a aprins scânteia revoluției anticeaușiste și anticomuniste, aceasta fiind prima revoltă de mari proporții din Europa răsăriteană. Asociația 15 noiembrie, născută imediat după Revoluția din 22 decembrie 89, din inițiativa participanților la manifestația din 15 noiembrie 1987, este continuarea ideilor de atunci. După Revoluție a dispărut conducerea lui Ceaușescu și a principalilor săi colaboratori, dar pericolul comunismului există și în prezent. Acest pericol este determinat de prezența vechilor structuri comuniste în societatea actuală românească. Prezența nomenclaturii și a tuturor celor interesați direct în menținerea tuturor acestor structuri care le asigură privilegiile câștigate. Criza profundă politică în care se află țara în momentul de față își are drept cauză tocmai această stare de lucruri. Criza este accentuată de manipularea la care este supusă întreaga societate de aceste forțe retrograde care tind să-și ascundă adevăratele intenții de menținere și câștigare a unei puteri legitime în spatele victoriei revoluției și cu sprijinul direct al bunei credințe a maselor. Puterea instalată în țară a spart unitatea poporului creată de victoria Revoluției, împărțind societatea și învrăjbind-o prin opunerea muncitorilor, intelectualilor, a majorității românești, minorităților naționale și invers. Exemplu, intervenția minerilor din 29 ianuarie 1990 la București și evenimentele sângeroase din 18-20 martie de la Târgu Mureș. Tot acum se observă cum puterea încearcă să izoleze masele de oameni care manifestează pașnic împotriva comunismului în diferite orașe ale țării, manipulându-i pe ceilalți împotriva acestora și speculând dorința lor de bine și de liniște în societate. Exemplu, manifestațiile pașnice din piața Universității București și din orașele Timișoara, Constanța, Arad, Iași, Brașov și altele. Toți cetățenii țării trebuie să se implice în acest proces de eliminare a comunismului și să participe efectiv la acțiunile și măsurile necesare în vederea realizării acestui scop. Citesc în continuare în declarația Asociației 15 noiembrie a foștilor demonstranți de la 15 noiembrie 87 de la Brașov.
Oameni ai muncii care reprezentați o forță socială covârșitoare, citesc în continuare, și un capital de energie indispensabilă progresului țării. Sunteți datori din aceste motive să continuați lupta de voi începută împotriva comunismului în totalitatea lui. Nu vă opriți la jumătatea drumului, căci forțele care vor menținerea vechiului regim vor profita imediat, ca și înainte de revoluție, de pasivitatea noastră. Nu vă lăsați înșelați și conduși de zvonurile organizate, cu scopul de a vă face să nu vedeți clar propriile voastre interese. Problemele politice ale țării ar trebui mai întâi să capete un temei într-o Constituție, legea fundamentală a țării. Această lege va stabili de cine va fi condusă țara, în ce condiții și cu ce reprezentanți. Constituția țării va consfinți instituțiile democratice ale țării, fără de care drepturile și libertățile cetățeanului nu ar putea fi respectate. Nu este necesar ca în momentul de față, adică până la elaborarea Constituției, țara să aibă președinte. Timpul maxim până la elaborarea Constituției, fiind de numai 2 ani și jumătate, țara va putea fi condusă de un parlament și un guvern care să îi se subordoneze. Un președinte acum constituie pericolul instaurării unei dictaturi personale care ar putea influența elaborarea Constituției cu prevederi care să îi legitimeze puterea. Pentru ieșirea din grava criză politică în care se află țara, propunem următoarea moțiune. Renunțarea pentru această primă perioadă la funcția de președinte impusă prin legea electorală. Abrogarea capitolului 7 din legea electorală privind instituția președintelui, urmând ca această problemă să fie rezolvată după elaborarea Constituției. Sistemul parlamentar, instituit în condițiile unor alegeri libere și organizate democratic, va asigura guvernarea țării în această perioadă. Solicităm punerea de urgență a moțiunii în discuția Consiliului Provizoriu de Uniune Națională. Totodată chemăm toate forțele democratice să sprijine această moțiune, care propune o soluție practică pentru ieșirea din criza politică și redobândirea prestigiului internațional, condiții indispensabile pentru democratizarea reală a țării și asigurarea unui climat de liniște și pace poporului român atât de greu încercat. Niciodată nu este prea târziu. Semnează Asociația 15 Noiembrie din Brașov, care îi grupează așadar pe participanții la Marea Revoltă anticeaușistă și anticomunistă de la 15 noiembrie 1987 din Brașov. Majoritatea membrilor acestei organizații sunt, bineînțeles, muncitori din Brașov. Din partea aceleiași organizații primim și un apel adresat tuturor cetățenilor Brașovului. Îl citesc: simbolul revoluției se află în orașul nostru. Demonstrați că inima țării mai bate la Brașov, așa cum ați arătat în 15 noiembrie 1987 și la 21-22 decembrie 1989. Ne întrebăm cu toții, cine a tras la Brașov în timpul Revoluției și de ce? Din ce cauză la Brașov nu a avut loc niciun proces? Până când subalimentarea populației din Brașov? Eu, tu, el, ea, masele de oameni, ce am făcut pentru traiul nostru viitor? Este suficient doar să muncim la locul de muncă? Muncitori, pericolul este mare, trebuie să fim uniți. Suferințele noastre nu au fost cumpărate de nimeni. Jurăm! Sâmbătă, 12 mai 1990, invităm pe toți brașovenii să participe alături de noi la marșul 15 noiembrie, care va porni la ora 10 din fața întreprinderii de autocamioane Brașov, ajungând în jurul orei 11.30 în Piața Sfatului, pentru a deschide mitingul organizat de Asociația 15 noiembrie. Se va da citire comunicatului către toți cetățenii României din partea revoluționarilor din 15 noiembrie 1987, Brașov. Sunt de vorbă cu cei mai tineri golani, printre cei mai tineri golani din Piața Universității. Cum vă numiți? Eu mă numesc Lucian Claudiu, Valentin Lacu. Ei, ce se întâmplă? Acești onorabili tineri golani sunt autorii ultimului imn al Revoluției din aprilie. Acest imn se numește Golaniada, o să-i citesc textul la început și după aceea o să ascultăm și muzica, dacă n-aveți nimic împotrivă. Deci, Golaniada. Golan e un titlu de noblețe, aliniat în multe țări. Golanul n-are multe fețe, doar una din zori până în zori. Golanul cere libertate și comunismul să dispară, democrație și dreptate pe cerul vieții să apară. Destul minciuna m-a hrănit, istoria mi-a pus-o în colț, vreau astăzi omul mai iubit și în fruntea lui nu vreau un hoț. Golanii toți ca un golan, avem cu noi gânduri curate, dorim un lucru prea normal, adevărata libertate. Refren: golan mereu voi fi golan, să treacă timpul peste mine, nu voi pleca din strad un an sau până când nu va fi bine. Mulțumesc. Golan titlu de noblețe, aliniat în multe țări. Golanul are multe fețe, doar una din zări până în zări. Golanul cere libertate și comunismul să dispară, democrație și dreptate
pe cerul vieții să apară. Golan mereu voi fi golan, să teacă timpul peste mine. Nu voi pleca din stradă un an, sau până când nu va fi bine. Golan mereu voi fi golan, să treacă timpul peste mine. Nu voi pleca din stradă un an, sau până când nu va fi bine. Destul minciuna m-a hrănit, istoria mi-a pus-o în colț. Vreau astăzi omul mai iubit și-n fruntea lui nu vreau un hoț. Golanii toți ca un golan, avem cu noi gânduri curate. Dorim un lucru prea normal, adevărata libertate. Golan mereu voi fi golan, să treacă timpul peste mine. Nu voi pleca din stradă un an, sau până când nu va fi bine. Golan mereu voi fi golan, să treacă timpul peste mine. Nu voi pleca din stradă un an, sau până când nu va fi bine. Deci ce a cântat acum este în prima audiție pentru Europa Liberă. În prima audiție pentru Europa Liberă. Vă mulțumesc în numele ascultătorilor noștri. Și acum suntem din nou în piață, în noapte. Piața este luminată, zeci de mii de persoane. Magdalena Ghica, poeta Magdalena Ghica, va transmite pieții acum un mesaj din partea Institutului de Istorie Artei. În această seară nu voi face decât să dau citire unui apel. Mai tare strigă mulțimea. În această seară nu voi face decât să dau citire unui apel de solidaritate. Acum e bine. Ținând cont de necesitatea imperioasă a stabilizării și adâncirii climatului politic-democratic din țară, în sensul unei adevărate democrații, Institutul de Istoria Artei, principalul for de specialitate din țară, prin 21 din cei 25 de cercetători ai săi și prin quasi majoritatea personalului TESA, se alătură apelului intelectualilor difuzat acum câteva zile în sprijinul stabilirii unui dialog între conducerea țării și între reprezentanții manifestanților din piața universității și din alte orașe pentru proclamația de la Timișoara. Acest apel se alătură celorlalte apele ale altor institute de cercetare științifică din țară și el va fi citit în această seară și la televiziune. Replica prompta miilor, zecilor de mii de manifestanți din piața universității, cinstelor. Cinstelor. Să nu uităm, nu avem dreptul să uităm că această extraordinară manifestație perpetuă de aici este vitală, este capitală pentru adevărata democratizare a țării. Magdalena Ghica, numele ei de poetă, Magda Cârneci, numele de critic de artă, și-a încheiat intervenția și acum piața aclamă victorie, victorie. Și acum istoricul ieșan Alexandru Zupu, care citește manifestanților din piața universității un mesaj din partea Iașului. Ăsta da golan în întâmpină piața. Stimați ascultători din țară și în străinătate, la această oră, în noapte, nu cuprind cu privirea imensitatea mulțimii din piață. Deci vorbește Alexandru Zup. Dați-mi voi să spun numai câteva cuvinte. Sunt profund emoționat. Acum câteva zile am trimis din partea colegilor mei de la Iași, istorici, cercetători, un mesaj de adeziune la ceea ce se întâmplă aici, în această minunată piață a libertății. Jos comunismul, deci. Am acum ocazia să văd direct
și sufletul meu crește mai mult decât această piață, decât această republică ideală a libertății și a demnității noastre regăsite. Este o republică pe care sper să o văd confundându-se cu țara întreagă. Astăzi capitala, mâine toată țara și unitate se strigă acum în piața universității. Vreau să spun ca istoric că alături de noi sunt nu numai cei care din apropiere ne pândesc, ne asistă și care nu mai sunt în viață, ci că dincolo de ei, cu mult în urmă, o întreagă istorie veghează la eforturile noastre. Nu este o metaforă. De două bune sute de ani, românimea a încercat să-și forjeze un destin al identității sale proprii, al demnității sale. Și iată, ea este astăzi pe cale de a-l realiza. Acum un secol și mai bine, când un grup de oameni care gândeau la viitorul țării și care concepuseră un program de renaștere, au scos o gazetă, o gazetă a deșteptării românești, așa cum sunt atâtea astăzi pe piețele și pe bulevardele noastre. Această gazetă se numea Românul și pe frontispiciul ei, C.A. Rosete a pus să se înscrie aceste cuvinte: luminează-te și vei fi, voiește și vei putea. Pe cealaltă parte a frontispiciului, același inimos luptător pentru libertate și pentru democrație, a pus să se înscrie un alt îndemn, o altă constatare: la treabă bună puțin s-adună, dar mult pot face cei puțini împreună. Iată-vă, vorbește așadar istoricul Alexandru Zup din Iași. Luând în posesie destinul, viitorul acestei țări, este apoi vorba de cei puțini care, dacă se adună, știu să facă, precum fascia din legendă, puterea formidabilă pe care nicio dictatură din lume nu mai e în stare să o distrugă. Acum un secol și jumătate s-a spus că o stafie umblă prin Europa, stafia comunismului. Astăzi această stafie este izgonită de peste tot. Ea crede că se poate adăposti aici, în spațiul nostru. Ea crede că a prins drepturi definitive asupra noastră. Și iată, suntem aici pentru a dezminți aceasta și a cere jos comunismul. N-aș vrea să vă obosesc cu vorbele mele. Sunt mulți care ar vrea să-și spună păsul lor. Ca istoric sunt desigur înclinat să mă gândesc la ceea ce a fost, la destinul dramatic al acestui popor, la faptul că de multe ori am fost nedreptățiți, că suntem încă, că n-am ajuns încă să identificăm corect alianțele noastre, posibilitățile noastre și că abia acum luăm cunoștință de aceste interese și de posibilitățile pe care le putem pune la lucru. În acest moment mare al istoriei, trebuie să ne gândim că, de fapt, un ciclu al istoriei se încheie. Este ciclul marcat de acele idei ale Revoluției, din care nu toate au rodit cum se cuvine. Anumite experiențe au fost împinse dincolo de marginile umanului și rezultatul nu putea să fie decât monstruos. Iată-ne în momentul în care trebuie să facem un pas hotărât de desprindere și dumneavoastră o faceți în clipa aceasta și vă rog să-mi dați voie să fiu împreună cu dumneavoastră. Victorie! 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 Ce
Cel care a vorbit a fost istoricul Alexandru Zub, directorul Institutului de Istorie din Iași. Și acum, de la înălțimea istorică a acestor ceasuri, miile, zecile de mii de oameni din piața Universității aclamă, trăiască, 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 să trăiască, să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Și acum, o surpriză pentru ascultătorii Europei Libere. Ia un interviu, un scurt interviu, doamnei Mariana David, care este redactor la Televiziunea Română Liberă și care a venit în această seară cu o echipă de filmat în piața Universității. Doamnă, vă întreb, poate nu tocmai politicos, vă pun această primă întrebare, dar o fac. De ce veniți doar acum? Eu am venit de foarte multe ori ca redactor, am însoțit echipele de filmare în piața Universității. Dacă socotesc bine, cel puțin de 5 ori până acum. De obicei au venit echipe trimise cam din, schimbate cam din 4 în 4 ore, operator, dacă era ziua fără lumină, dacă era seară și cu lumină. Deci nu era nevoie de redactor. Deci v-am întrebat pentru că sunt și eu un telespectator de câteva săptămâni de când sunt în țară și e adevărat, am văzut la început, în ultimele zile ale lui aprilie, în primele zile ale demonstrației de aici, am văzut secvențele la televiziune, după care a urmat o pauză. În ultima săptămână n-am mai văzut nimic. Redacția de actualități interne, în general, se ocupă de actualitățile interne, care sunt nu exclusiv universitate. Suntem foarte puțini redactori, foarte puțini operatori, foarte puține camere. S-a încercat realmente imposibilul pentru a se filma. Repet, redactorul, ca este prima dată, de fapt, când eu ajung în balcon, pentru că, practic, dovadă că acum stăm de vorbă, eu, operatorul filmează. Deci, el își face meseria și asta este esențial. Filmare. Și difuzarea? Difuzarea este în limita spațiului și în limita încadrării în evenimentele interne ale actualității zilei. Acum să facem o departajare ca între colegi, evident. Deși sunteți mult mai tânăr, dar ziariști suntem, da? Bun. În cazul acesta, punctul de vedere este următorul, cel puțin al meu personal. Există evenimentul zilei și deci actualitatea zilei, dar mai există și problema actuală. Ori această țară are foarte multe probleme actuale care nu mai sunt, cum să vă spun, sunt actuale de foarte multă vreme. Aici în piață, una din revendicări este abrogarea decretului 473 care subordonează Televiziunea Română Liberă guvernului român. Ce părere aveți? Am aflat despre acest decret din revista 22. Din 70, decembrie 70 până în ianuarie 90, eu nu am lucrat în Televiziunea Română. Deci nu cunosc realmente absolut nimic despre acest decret. Dacă există și dacă trebuie abrogat sau nu, în momentul acesta mă depășește. Eu nu-i cunosc prevederile. Nu. Credeți că filmul pe care îl faceți astă seară va intra în telejurnalul de noapte? În telejurnalul de noapte vor intra 5 minute. Este probabil una din puținele dăți când se dă foarte mult ca spațiu într-un jurnal de 10-15 minute. 5 minute montate conform, eu știu, principiului ce este mai important, semnificativ și revelator pentru manifestația din această seară. Vă mulțumesc mult, doamnă David. Foarte pur mărturie, Televiziunea Română filmează într-adevăr acum în balconul Universității, să vedem dacă promisiunea doamnei redactor Mariana David va fi respectată și vom vedea și în programul de actualități nocturne la Televiziunea Română filmul demonstrație din această seară. În acest moment în piață 10 de mii de persoane, este ora 22, 10 de mii de oameni, 10 de mii de fătrii. Vorbește George Șerban, președintele societății Timișoara. Realmente o revoluție anticomunistă. Când vă spuneam că astăzi, 10 mai, este o seară extraordinară la București, poate nu m-ați crezut, e bine, revin cu o nouă dovadă, am în mână ziarul Figaro. Nu marele cotidian parizian, ci săptămânalul de opinie de la București. El se numește Figaro
și este o creație a celor care îl publică, a unor bucureșteni și a redacției marelui cotidian francez Le Figaro. Aici, în piața Universității, este ora 22, se află în această seară și redactorul șef al cotidianului francez Le Figaro, împreună cu mai mulți redactori ai săptămânalului Figaro de la București, doamna Anca Egar, da? Câteva întrebări redactorului șef al marelui cotidian francez Le Figaro. Domnule redactor șef, ce vă aduce, în afară de vocația și de meseria de jurnalist, aici, în această piață care vibrează? Ce que je cherche, je suis au cœur de la révolution, je veux voir ce qui se passe, c'est évident, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les 10 ans, c'est des fois, une fois par siècle qu'on voit une révolution. Elle est là en train de se faire, il faut être au cœur, c'est le cœur de la révolution, c'est ici les étudiants et les autres Roumains qui se rassemblent sur cette place. C'est donc essentiel de voir ce qui se passe. Și acum traducerea pe care o face redactorul șef al săptămânalului Figaro de la București. Sunt în inima Revoluției alături de acești studenți. Nu pot să nu particip la aceste evenimente și să nu văd ce se întâmplă. Împreună cu mine se află și un reporter de la mine, de la ziarul meu, care va face fotografii pentru difuzare în Le Figaro magazin din Franța. Și acum îl întreb pe redactorul șef al cotidianului Figaro de la Paris dacă crede, dacă își face speranțe ca săptămânarul Figaro de la București să ajungă într-o zi cea mai importantă, cea mai difuzată publicație de presă din România, așa cum Le Figaro este în Franța. Naturellement, je le souhaite. Chaque fois qu'un journal se crée, c'est défendre la République, c'est défendre la liberté, c'est défendre l'humanité. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de journaux. Et celui-ci qui porte un nom prestigieux, qui est le nom de mon journal, Le Figaro, qui a repris le titre de Beaumarchais, qui dit sans la liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge flatteur, ça veut dire que nous avons le droit de tout dire dans la liberté, de tout dire correctement, tout dire pour défendre cette liberté. Si ce journal devenait comme le grand Figaro de Paris, ça serait parfait. Bineînțeles că le doresc asta, fără libertatea de a critica, nu există laudă credibilă. Care este, de fapt, deviza lui Le Figaro de la Paris. Și cred că va deveni și deviza noastră. Sunteți la numărul 2 acum și ce aveți de gând? Avem de gând să facem un ziar extraordinar în România, să facem un ziar să ocupe locul gol care a rămas în presa jurnalistică din România. Și acest ziar va ocupa acest loc gol care a rămas în presă în acest moment. Vom face un ziar foarte tare, chiar dacă este condus de un redactor șef femeie și chiar dacă noi lucrăm doar între oameni, deocamdată la acest ziar. Mai ales din această cauză. Vă urez și eu toate cele bune. Vă mulțumesc. Este aproape ora 23, demonstrația din piața Universității continuă. Din păcate, această transmisie durează doar 40 de minute și se încheie aici. O transmisie aproape în direct. În orice caz, cum spun americanii, live, de data asta în sensul de foarte, foarte vie, cred. Vă mulțumesc pentru atenție, Emil Curezeanu, București.